Am ascultat cu Did Be Magic de la Take That, 16:12. Vă spuneam ceva mai devreme că astăzi avem o ediție specială a emisiunii Banatul în direct. În studio a sosit Laura Zgaverdea, bun venit! Bine te-am găsit, Oana. Nici nu știi ce mă bucur să fiu din nou împreună cu tine și alături de ascultători. Și, bineînțeles, a trecut ceva vreme, da. A trecut ceva vreme și să știi că de câte ori spun că da, e vacanță, gliră de vară, Banatul în direct o să o facem începând din septembrie. Iată că dragul și dorul de microfon mă aduce din nou alături de cei care ne ascultă pe noi. Dar ediția de astăzi nu este specială doar pentru că e așa una pe vară, ci și pentru că astăzi tema este una extraordinară. Așa este, pentru că tu faci un preambul al întâlnirii pe care o am cu o persoană specială. E minunat și invit pe cei care ne ascultă acum pe 105,6 FM, dar și pe online, să fie alături de noi, pentru că într-adevăr vor descoperi motivul pentru care realizarea acestei emisiuni este una de excepție. Înțeleg că vrei să păstrezi suspansul, așa să fie. Profit de acest moment să-mi iau rămas bun de la voi, dragii mei. Sunt Oana Nicolae, vă dau întâlnire mâine după ora 11 pentru a lua din nou împreună pulsul zilei. Rămâneți acum alături de Laura Zgaverdea. Banatul în direct. Vă salut din nou cu drag cei care sunteți alături de noi aici pe 105,6 FM, dar și cei care ne urmăriți pe Facebook sau online. O să aflați de ce este o emisiune specială, așa cum spuneam, pentru că alături de mine este un om care mie mi-e tare drag, Carla Laszlo. Bine ai venit, Carla! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Carla nu este aici pentru că mie mi-este foarte dragă. Carla este aici pentru că face lucruri minunate. Carla este unul dintre cei mai buni stiliști în micropigmentare din țară și din Europa, care organizează o acțiune inedită. Pe scurt spun eu, Pay with Smile, și tu o să dezvolți și o să ne spui ce înseamnă asta și de ce la Reșița va avea loc un eveniment inedit de acest gen. Pay with Smile înseamnă reconstrucția sprâncenelor pentru persoanele care și-au pierdut sprâncenele în urma unei boli sau accident sau din diverse motive care nu țin neapărat de ceea ce și-au dorit ele. De ce Pay with Smile? Cumva mi s-a transmis de la cel cu care am făcut eu primul meu curs de microblading, Branko Babic. El a promovat foarte tare acest lucru și eu am preluat și am făcut la rândul meu de când am început să lucrez. Făceam gratuit persoanelor care aveau nevoie. Confirm asta. Da. Bine, modul am ajutat și prin diferite moduri, în sensul că, da, făceam microblading-ul pe bani, iar acei bani îi donam asociațiilor sau persoanelor care aveau nevoie. Am hotărât să înființez o asociație, deoarece eu cumva încerc să transmit tuturor cursantelor mele și le recomand să fac același lucru. Dar dacă pentru mine este ceva, un efort relativ mic financiar mă refer, pentru ele, fiind la început de drum, este un efort mare, pentru că produsele costă, sunt destul de scumpe. Nu acceptăm produse de slabă calitate doar pentru un preț mai mic. Și de aceea am hotărât că ar fi mai ok să înființăm o asociație care cumva să acopere strict costul materialelor. Evenimentul acesta, cel pe care îl vom ține acum, am ales să-l țin la Reșița, primul, pentru că eu sunt din Reșița, pentru că este orașul meu și dacă am reușit să aduc aici așa de mulți artiști, în celelalte orașe mai mari din țară, va fi totul mult mai simplu. Carla, haide înainte să continuăm discuția, să le spunem celor care ne ascultă acum că pot să telefoneze, pot să te sune și pot să-ți adreseze întrebări în direct. 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62 sunt numerele noastre de telefon la care toți cei care aveți curiozități pe acest subiect puteți să ne apelați. Dacă doriți să ne scrieți mesajele voastre pe WhatsApp, nu ezitați să o faceți, puteți să ne scrieți la 0751 288 777 sau dacă ne
veți scrie pe Facebook, puteți să faceți acest lucru, pentru că întâlnirea noastră este transmisă și live pe pagina noastră de socializare. De ce ai simțit nevoia să faci o astfel de asociație? Pentru că, de obicei, cei din breazla ta se gândesc la carieră în primul rând, tu ai devenit la rândul tău trainer, umbli în toată Europa să trăinuiești oameni. Am înțeles că mentorul tău cumva a inițiat un astfel de demers caritabil, să-i spun așa, dar cum spuneai, poate că pentru tine nu e un cost prea mare, dar e un cost. Pentru că, dacă să presupunem, la Reșița se vor înscrie acum 20 de persoane. Pentru tine, în afară de costul materialelor, vorbim de timpul în care tu ai putea să faci foarte mulți bani. Cred că din toată munca mea, satisfacțiile cele mai mari îmi vin de la clientele care sunt cu adevărat fericite. Dacă mâine câștig la loto o sumă mare de bani și nu va mai fi nevoie să muncesc o zi în viața mea, eu aș face sprâncene în continuare, gratuit la toată lumea, dar este pur și simplu pasiunea mea. Eu nu văd asta ca pe o pierdere sau ca pe o cheltuială, ci pur și simplu văd ca un gest frumos, poate mic în ochii unor oameni, dar un gest frumos făcut din suflet. Eu cred că, știi, eu am, de-a lungul timpului am desfășurat mai multe campanii umanitare și am învățat să le spun celor care ne călcau pragul la căsuța de sticlă că cine salvează o viață, salvează lumea, astfel că ceea ce poate pentru unii pot părea gesturi mici, pentru alții înseamnă enorm. O femeie care în urma unei întâmplări nefericite ajunge să nu mai aibă sprâncenele așa cum și le-a dorit ea, poate fi o traumă. O realizare în mod cât se poate de natural a sprâncenelor înseamnă că tu de fapt ai redat încrederea în sine a unei persoane care avea foarte multe frustrări adunate și din cauza bolii și din cauza faptului că nu mai arată cum arăta odinioară. Da, pentru ele cred că este un șoc emoțional foarte puternic să se vadă dintr-o dată fără sprâncene și fără păr. Acum, dacă pe partea cu părul eu personal nu le pot ajuta, pe ceea ce privește sprâncenele, da. Și alături de mine am ajuns să am oameni foarte, foarte minunați, femei în general, care îmi împărtășesc această dorință de a aduce zâmbetul pe buzele persoanelor care într-adevăr au nevoie. Eu nu că nu sunt atentă, sunt atentă la fiecare cuvințel pe care îl rostești, însă distribui întâlnirea noastră, da. O distribui pe grupurile din zona noastră și nu numai, pentru că îmi doresc ca această întâlnire să ajungă la cât mai mulți, la cât mai multe doamne care ne ascultă, care să te contacteze. O să ne spui la momentul potrivit cum pot lua legătura cu tine, cu celelalte colegi ale tale, dar serios, uite, eu dau distribuiri masive în grupurile în care sunt înscrise, pentru că mă gândesc că foarte multe persoane și-ar rezolva o problemă, da, foarte mare. Da. Și cred că, de fapt, acesta este scopul pe care l-ai avut în vedere atunci când ai inițiat și constituirea asociației, dar și acțiunea asta în sine. Da, absolut. Am creat și o platformă, un site, unde sunt Uite, Oana mă corectează și îmi spune stimă de sine, imagine de sine, toate sunt afectate, pentru că înțeleg că ascultă emisiunea și înțelege, colega mea Oana, da, este psiholog și probabil că s-a confruntat cu astfel de doamne care au avut de suferit de pe urma traumelor, într-un fel sau altul, dar care le-au afectat imaginea fizică. Da, da, așa este. Noi am creat platforma pe care femeile din, nu neapărat femeile, că sunt și bărbați în această situație, deși poate pentru ei nu este așa de important. Sau poate că nici nu realizează. Sau poate că nu realizează că s-ar putea reconstrui fără să arate a ceva fals sau a fi ceva artificial acolo. Iar pe acea platformă se pot înscrie ca și clienți toți cei care au nevoie. Pot găsi în orașul lor sau într-un oraș apropiat de ei artistul care îi poate face acest serviciu.
Înțeleg că în această asociație s-au înscris stiliști din toată țara. Da. Și atunci dacă o doamnă, să presupunem că, uite, pe Facebook o doamnă din Baia Mare, păi, urmărește emisiunea. Chiar și... s-a întâmplat așa, a auzit la Radio România Actualități. Da, colegii noștri de la Radio România Actualități au preluat materialul de la noi în urma emisiunii difuzate de Diana, de colega mea Diana, și chiar înțeleg că a avut ecouri în țară. Da, a avut, pentru că doamna respectivă este programată în Baia Mare la o colegă de-a mea, dermopigmentist, care din păcate nu reușește să ajungă la Reșița, dar exact în data de 25, când noi avem evenimentul aici, ea îi va face sprâncenele acolo în Baia Mare. Și înțeleg că dacă mai sunt astfel de stiliști în țară care vor să participe în maniera aceasta la această campanie, voi sunteți deschiși să acceptați, da. Nu trebuie să vină toată lumea la Reșița. Nu. Fiecare va lucra și va face în orașul ei. Atunci când ai constituit, uite, deja avem destul de mulți vizitatori, sunt foarte multe persoane alături de noi, semn că lumea este interesată, și semn, din păcate, că sunt foarte multe persoane aflate în această situație. Asta nu e deloc un lucru îmbucurător, e dramatic, aș îndrăzni să spun, și probabil că numărul acestora va crește, dar e foarte important că v-ați gândit și că, dincolo de afacerea care stă în spatele pasiunii, este și, dacă vrei, compasiunea, empatia față de persoanele aflate în suferință. Da, așa este. Cred că cumva contribuim, nu doar că facem sprâncenele, cumva contribuim la ceva pozitiv în viața lor. În viața lor, într-un moment în care e mai mult negativ decât pozitiv. Spune-mi, te rog, o poveste pe scurt a unei doamne care ți-a călcat pragul. Și după ce a văzut rezultatul, care i-a fost reacția? Adică ce înseamnă pentru o femeie care îndrăznește să vină să-și reconstruiască sprâncenele în cel mai profesionist mod, cu putință? Pentru că trebuie să recunoaștem, nu doar femeile bolnave au nevoie de reconstrucția sprâncenelor. Suntem foarte multe dintre noi care am apelat la astfel de, să le zicem, artificii, ca să nu le zic îmbunătățiri. Da, da. Tot momentul în care ele se privesc în oglindă și își văd sprâncenele înapoi la locul lor, este un moment foarte emoționant. Multe dintre ele plâng, deși ar trebui să zâmbească, plâng, dar sunt, cred că, lacrimi de emoții, lacrimi de fericire. S-a întâmplat și să fie prima reacție sau primul impact să fie unul șocant, adică cumva se uită și parcă li se pare că sunt prea închise, prea groase, prea, dar toate după ce s-au vindecat au văzut că într-adevăr a rămas doar ceva frumos și foarte, foarte natural. Cât este de importantă forma sprâncenei pentru conturarea chipului? Este foarte importantă, pentru că dacă pe un chip se desenează sprâncene în baza unui trend sau nemăsurate bine pe chipul respectiv, poți face o persoană să pară nervoasă, deși nu are nicio problemă, sau o poți face să pară mirată, deși nu o miră nimic. Adică, nu știu, nu ți s-a întâmplat să vezi o femeie care să-ți pară că e o femeie foarte rea? Ba da, și de multe de fapt ori. Nu e rea deloc, doar că sprâncenele făcute greșit sau pensate greșit pur și simplu îți dau impresia că, oh, ce rea e femeia asta. Ne schimbă foarte mult și ne pot schimba în bine sau în rău, în funcție de cum sunt făcute. Să ne întoarcem la campania inițiată de tine și să ne povestești cum se derulează. Doamnele care doresc să se înscrie în acest program, da, cum pot lua legătura cu tine? Uite, noi, tu știi foarte bine, noi înainte de a intra în emisiune am vorbit cu o doamnă, da, care a trecut printr-un nenorocit de cancer, că nici nu pot să-i spun altfel, și ce a spus? Că nu știe sigur
dacă ar avea curajul să-și facă, mai așteaptă puțin, că poate totuși mai cresc niște fire de păr. Ce înseamnă? Voi aveți timpul necesar să le explicați femeilor care vin, ce le faceți concret, cum spui, cum se măsoară? Adică, eu cred că cineva care apelează la serviciile voastre trebuie să fie convinsă că de acolo va pleca mai frumoasă. Da, așa este. Să știi că, uite, și am avut doamne care mi-au venit ca și cliente. Dacă eu le-am văzut sau am simțit că nu sunt sigure, nu le-am făcut nimic, deși aveau programarea făcută, le-am desenat, am vorbit cu ele, le-am explicat despre ce este vorba, dar le-am sfătuit să meargă acasă și să se gândească de două ori, pentru că noi vrem să facem ceva frumos, noi vrem să facem un bine, dar dacă nu ești pregătită 100% pentru schimbare, e posibil să fie un șoc, să ai un șoc după, să nu poți să te obișnuiești cu noile sprâncene, să... și nu vrem să ajungem acolo. Deci este, și asta în cazul tuturor clientelor, este foarte important să fie sigure că își doresc. Hai că, uite, te întrerup puțin pentru că alături de noi este un om minunat care a fost alături de noi în toate campaniile umanitare, în toate demersurile noastre umanitare, care sunt convinsă că va aprecia inițiativa pe care a avut-o. Ana Popa, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, doamnă minune, dumneavoastră și a tuturor ascultătorilor Radioului Inimilor. O salut și pe invitata dumneavoastră, deși nu știu cum se numește. Carla Laszlo. Carla Laszlo. Carla. Vă salut, domnișoară, doamnă. Bună ziua. Și vă și mulțumesc pentru ceea ce faceți în ajutorarea semenilor. Eu sunt un caz pierdut și pentru cosmetică și pentru toate. Cu mine n-ați putea să faceți nicio minune, dar apreciez ceea ce faceți pentru alții. Să vă dea Dumnezeu și sănătate și succes în activitate și să ajutați cât mai multă lume, pentru că, din păcate, în România, nu numai în România, peste tot în lume există oameni care au probleme și care au nevoie de ajutor. De ajutor specializat. Și dumneavoastră înțeleg că sunteți cu adevărat un specialist, mai ales pentru că am auzit ultimele fraze, potrivit cărora ați trimis pacienta, clienta acasă să se gândească de două ori înainte de a face. Și asta e mare lucru. Înseamnă că sunteți și onest, și profesionist, și responsabil. Mulțumesc. Doamne ajută și Doamne ajută România. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine. Mi-ați făcut bucurie, da, că să știu că ne ascultați. Mulțumesc. Doamne ajută, Doamne ajută. Să aveți o zi minunată, Doamne ajută. Ca dumneavoastră. Așa să-mi fie ziua exact ca dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Vă îmbrățișez cu drag, Doamne ajută. Doamne ajută. 0255 20 60 61, 0255 20 60 62, numerele noastre de telefon la care puteți suna în continuare. Uite, să-ți fac și ție ziua frumoasă. Mihaela Florea ne scrie: Carla Laszlo, ești minunată, ai reușit cu proiectul acesta să unești o comunitate întreagă de oameni frumoși și buni. Împreună o să aduceți așa multă fericire femeilor din întreaga țară. Da, mulțumim, Mihaela. Vezi, oamenii se uită, oamenii ne urmăresc, oamenii apreciază. Doamna Ana Popa trăiește în Italia. Faptul că este alături de noi și că ne ascultă înseamnă deja mult, da. Și eu sper că această întâlnire a noastră pe calea undelor să ajungă la urechile celor care au nevoie de sprijinul și de ajutorul acesta. Și Ionuț George Movileanu ne salută și ne pupă, nu știu, pe amândouă sau... Nu știm. Important este că o face și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și că ne ascultați. Mulțumim mult. Să continuăm cu poveștile doamnelor care au nevoie de ajutor. A fost greu să le convingi pe colegele tale? Nu, deloc. Nu, cumva cred că aveau în ele, știi, de-a lungul timpului, după fiecare curs pe care îl aveam, că aici colegele mele, majoritatea dintre ele mi-au fost cursante. Și după fiecare curs, cunoscând tot altă grupă de fete și altă grupă de fete, mă întrebam de fiecare dată cum de am eu norocul să întâlnesc sau să vină la mine la curs așa fete extraordinare. Nu știu dacă le atrag eu, dacă nu înțeleg de unde, dar
energia pozitivă, da, pe care o eman, da, tu o transmiți cu siguranță cursantelor, da, tale, pentru că tu dacă ai fi un om rău, încrâncenat, nervos, agitat, nu ai putea să atragi oameni buni lângă tine. Empatia este, dacă vrei, ingredientul cel mai important al relației pe care o au doi oameni. Da. Și cumva, ele fiind în același asentiment, eu doar le spuneam că eu procedez așa, ele din start au fost foarte încântate de idee și din start au venit de la ele și eu vreau să fac asta. Îmi spuneai în debutul întâlnirii noastre că toate materialele necesare sunt destul de scumpe, da, și că fetele, cursantele, fiind la început, poate că din punct de vedere material nu își permit cu mare ușurință să facă parte din acest proiect. V-ați împărțit cumva, fac eu mai multe, tu mai puține, că ești mai la început sau cum? Eu le-am ajutat eu pe unele dintre ele, mai ales pe cele pe care am ajuns să le cunosc mai îndeaproape și să le știu și situația. Și dacă am văzut sau am aflat că ele au făcut gratuit, eu le-am dat produse. Uite, am o colegă din Timișoara, care este și medic stomatolog, are un suflet extraordinar, care a dus cumva mai departe acest proiect și a făcut la foarte multe mămici de copii cu nevoi speciale. Deși femeile acelea nu aveau o boală, nu aveau, nu știu, un motiv strict pentru ele. Nu, dar aveau nevoie de cei, exact, era de suma aceea de bani. Era un serviciu pe care nu își permiteau să-l plătească, deoarece toți bănuții se duc merg în nevoile copiilor. Da, am apreciat și mi s-a părut foarte tare, foarte tare, și cumva vom integra în proiectul nostru și mămicile de copii speciali, pentru că, da, și ele sunt femei la urma urmei și ele au nevoie de un moment pentru ele, de o clipă de răsfăț și... Absolut, da, absolut minunat. Da, deci de asta spuneam că și cele care sunt în jurul meu cumva contribuie și împreună putem dezvolta, să mergem pe mai multe planuri cu ideea noastră. Uite, am ajuns împreună la 16:34. Eu obișnuiesc atunci când ajung la microfon să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi și care ne ascultă. Și văd că este pregătită, avem un telefon, nu? Văd că e pregătită o emisiune, o melodie faină, I Feel So Good, și aș propune să luăm o scurtă pauză muzicală. Până atunci mai le transmitem celor care ne ascultă că pot să sune la 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62. Sunt apeluri gratuite. Aș mai citi și câteva mesaje până dăm drumul la piesă. The best Madame Style, știi cine e Madame Style? Nu. Nu, spune că ești the best. Mulțumesc. Și un ascultător fidel al radioului, George Scutariu, ne salută de la Buzău chiar. Și asta pentru noi este foarte important. Vă mulțumesc tuturor celor care ne ascultați on air, online, pe Facebook, pe ce doriți voi. Revenim în doar câteva minute. I feel so good. Eu mă simt foarte, foarte, foarte bine să fiu alături de tine și să povestim despre lucruri atât de minunate. Da. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Banatul în direct. și 39 de minute, ascultați Radio Reșița și pentru asta vă mulțumesc. Eu sunt Laura Scaverde, alături de mine este Carla Laslo, cea care a inițiat un proiect absolut spectaculos, special, Pay With Smile, se numește el. De asta ne-am întâlnit aici, să le aducem la cunoștința celor care ne ascultă, femei sau bărbați, că pot să-și schimbe viața cu ajutorul specialiștilor în microblending, pentru că invitata mea de astăzi, Carla Laslo, este unul dintre cei mai renumiți stiliști în... cum se cheamă, Carla, ca să nu spun eu corect? Dermopigmentare sau microblending. Și voi sunteți stiliști? Dermopigmentiști. Dermopigmentiști, ca să vorbim corect acum, să nu tot vorbim așa cum ne vine. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi și ca să continuăm discuția într-un ton optimist, Carmen Jaber, scrie Carla Laslo, un om important pentru viitorul României. Da, Carmen este o colegă de-a mea, mi-a fost cursantă. Este foarte din frumos. Baia Mare, Carmen. Foarte frumos, foarte frumos. Mesajul acesta este clar că are un motiv și mă gândesc că asociația pe care ai înființat-o, de exemplu, poate fi unul dintre motivele pentru care Carmen consideră că ești un om special și important în viitorul României, pentru că România are nevoie de oameni de calitate. Și are nevoie și de lucruri bune. Da, pentru că am obosit cu toții să vedem ce se întâmplă în România, să tânjim după o țară normală, după oameni care să facă bine și să nu ne mai uităm la tot urâtul din jurul nostru. Așa este. Pentru că am ajuns la 16 și 41 de minute și întotdeauna timpul este dușmanul nostru cel mai mare și știu că și al tău, aș vrea să reluăm puțin și să ne spui în ordine. Când va avea loc evenimentul, cei care doresc să se înscrie, fie ca și dermopigmentiști, așa, sau ca și clienți, ca și clienți, da. Ce trebuie să facă? Ar trebui să trimită un mail clienții la clienți@paywithsmile.ro, iar colegii dermopigmentiști la artist@paywithsmile.ro. Sau să intre pe www.paywithsmile.ro, unde vor găsi și aceste adrese de mail și număr de telefon la care pot suna pentru a cere informații. De asemenea, eu pe profilele mele de Facebook și Instagram distribui periodic informații despre acest proiect. Cred că și pe mine mă pot suna, numărul meu este public pe Facebook și pe Instagram, deci oricine dorește, oricine are nevoie sau pur și simplu vrea să știe despre ce este vorba, chiar și la evenimentul de sâmbătă, chiar dacă poate că sunt doamne care și-ar dori, dar nu știu ce înseamnă, nu știu ce presupune, nu știu cum va arăta, ar putea veni să vadă. Să vadă despre ce este vorba, să vadă cum se lucrează, să vadă rezultatele la celelalte doamne și să se programeze ulterior. Deci nu este ceva ce vom face doar în cadrul acestor evenimente. În cadrul evenimentelor facem mai multe deodată, adică mai mulți artiști lucrăm în același timp și aceste evenimente se vor organiza periodic în diferite orașe din țară. Uite, văd aici pe comunicatul de presă, dar o să spun după aceea ce văd, pentru că îmi place foarte, foarte mult să îți citesc mesajele frumoase pe care le primești. Liliana Lascescu scrie: Carla, om frumos și cu suflet bun, un prieten al radioului din Timișoara, pentru că văd că este alături de noi Dan Daniel, ne scrie: într-o lume agitată, e bine că se mai nasc oameni cu suflet mare. Da. Felicitări, Carla, pentru tot ce faci tu, pentru că, uite, așa putem să traducem mesajele care vin pe Facebook. Cum va avea loc lansarea? Că văd că va avea loc în curtea universității. Da, la sediul Academiei Prestige Beauty Academy, un alt proiect la care lucrez, am ales locația acolo pentru că este foarte frumos, este un alt proiect de suflet și acolo spațiul ne permite să
să primim mai multe cliente deodată. Tu spuneai că evenimentul acesta, îl văd pe Florin că tot vrea să răspundă la telefon, mai spun o dată numerele 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, numerele la care puteți suna și voi. Mi-am adus aminte în timp ce vorbeam că m-a corectat odată o doamnă să nu mai spun numerele de telefon la care puteți suna în cadrul unei emisiuni și acum căutam să mă corectez. Dacă spun greșit, să fiu iertată. Și Andreea, Mihaela, Matei, te felicită, Carla. Mulțumesc. Spuneai că nu doar sâmbătă 25 iunie se va derula. Sâmbătă pot veni doamnele și da, dacă încă nu sunt decise sau nu știu. Sigur. Poți să le programezi tu ulterior, adică sigur că da. Ele trebuie doar să vină să spună ce afecțiune au avut, care este problema și nu trebuie să se înțeleagă că după data de 25 povestea se încheie. Nu, nu. Povestea continuă pentru că povestea a început în 2016, nu va începe acum, doar că sfătuită de persoane din jurul meu am ales să fac să fie mai cunoscută povestea, pentru că îți spun sincer, am avut cliente care nu mi-au spus, care nu s-au programat ca fiind cliente Pay with Smile, să zic așa, dar vorbind cu ele în timp ce le făceam sprâncenele, mi-au spus povestea lor și nu le-am luat banii pe procedură, pentru că se încadrau în Pay with Smile și deși ele nu știau, pentru ele a fost o surpriză plăcută la finalul procedurii când au aflat că nu este nevoie să plătească. Da, cred că ești absolut surprinsă să constați că te duci într-un salon de înfrumusețare și că cineva a constatat că tu de fapt ai avut o problemă medicală și că da, poți să plătești doar cu un zâmbet. Da, da, așa este. Emoționant, îți doresc putere. Mulțumesc. Ori de câte ori simți că ai nevoie să promovezi proiectul acesta, în noi vei găsi un partener, pentru că de-a lungul timpului eu am căutat să mă alătur celor care se află în nevoi speciale așa cum am putut. Ori, da, știu. Ori ce faci tu face parte din sfera mea de interes și voi fi lângă tine și eu și colegii mei din radio. Îți mulțumesc. Și vom pune umărul, ori de câte ori ai nevoie, trebuie să ne trimiți doar comunicatul, să știm ce avem de spus. Ca să facem o scurtă recapitulare, doamnelor și domnilor, sâmbătă 25 iunie la ora 16, la sediul Academiei Prestige Beauty din, da, Reșița, din curtea Universității Babeș-Bolyai, va avea loc, dacă îi pot spune așa, o relansare a proiectului Pay with Smile. Pe scurt, oamenii, persoanele, femei, bărbați care au nevoie de reconstrucția sprâncenelor, spun corect, da, pot să vină să-și facă o programare, pot să asiste, să vadă cum se face. Eu ți-aș sugera să le mai spui celor care se uită acum la noi și sunt interesați unde pot vedea modelele de sprâncene pe care tu și colegele tale le realizezi, pentru că cred că înainte de a iniția un astfel de, să zicem, demers personal al fiecărei persoane, ar trebui să știe ce se întâmplă cu chipul său după terminarea procedurii de dermopigmentare. Pe profilul meu de Instagram, carla.laslo, sau pe pagina mea de Facebook, Carla Laslo, eu postez și am tot postat sprâncene făcute de mine, iar pe www.paywithsmile.ro sunt și poze din portofoliul artiștilor care fac parte din acest proiect. Da, deci este... Tu vorbește în continuare, eu m-am ridicat să fac gestul acesta că cineva ne-a vorbit urât pe Facebook și să-i arăt. Stimate domnule Ziva, nu trebuia nici să ne înjurați și vă pot arăta că avem drapelul României, nu știu ce ați înțeles dumneavoastră, îmi pare rău, regret să văd că aveți astfel de comportament la adresa noastră și aștept să vă cereți scuze.
Nu poți schimba oamenii, din păcate. Da, nu poți. Foarte urât mesajul. Probabil că cei care se uită la noi îl văd și o să înțeleagă că este total nepotrivit, nepotrivit această atitudine, dar să revenim. Da. Nu, vedeam că ești foarte surprinsă, da, și nu înțelegeai ce vreau să fac, o să înțelegi după aceea. Am pus și ostentativ să se vadă că arborăm drapelul României. Da, nu trebuie băgați în seamă acești oameni pentru că au greșit locul. Există alte emisiuni în care s-ar încadra mai bine și îi sfătuim să le caute. Să-ți termin ideea cu ce se va întâmpla, că eu o să mai caut. Uite, și intervine și colega mea, Deana Roșca. Și în articolul de pe pagina noastră avem poze cu modelele de sprâncene făcute de Carla. Da, noi am mai trimis poze. Se pot vedea, oricine nu găsește aceste poze sau vrea să vadă mai mult, îmi poate scrie mie pe numărul meu, poate îmi poate scrie pe Instagram sau pe Facebook, Carla Laslo sunt pe ambele platforme. Sigur, le pot arăta poze oricând. Uite, am reușit ceva. Îmi pare rău că schimbăm puțin așa registrul discuției. Da. Domnul care ne-a scris urât a revenit și și-a cerut scuze. Ah. Și asta mă bucură. Da. Este foarte important. Am rezolvat o problemă. Da, da, da. Uite, vreau să-ți mai citesc un mesaj de la o colegă de-a ta, de Breasla, aș îndrăzni să spun, Cristiana Voinea. Da. Cristiana îți transmite sau ne scrie așa: Carla este un adevărat lider, o persoană implicată, devotată, altruistă și cu adevărat profesionistă. Suntem foarte mândri de ea, că a reușit să pună Reșița pe harta mondială. Foarte mulțumesc, frumos. Mulțumesc, Cristiana. Cristiana, foarte frumos mesajul. Mă bucur foarte mult că între voi, chiar dacă este cunoscut faptul că uneori există animozități, există și acest spirit de echipă extraordinar. Felicitări! Bravo, da, vouă! Să știi că eu nu am animozități cu nimeni. Poate tu nu. Nu, eu chiar nu am. Carla, uite, ne apropiem de finalul întâlnirii și o să îți mai dau un minut să transmiți apelul tău către toți cei care ne ascultă acum. Dacă sunteți în situația despre care noi am vorbit până acum, aveți nevoie de o reconstrucție a sprâncenelor, poate, exact cum spuneam mai devreme despre colega mea care a preluat mai departe inițiativa și a oferit acest serviciu mămicilor de copii speciali, orice situație sau orice... nu știu, da, orice situație în care vă aflați și financiar nu vă permiteți, dar într-adevăr aveți nevoie, puteți apela la noi și noi vă vom ajuta să vă redobândiți sprâncenele pe care le-ați avut. În data de 25 iunie, în această sâmbătă, va fi primul eveniment așa, în... la un alt nivel, în sensul că vom fi mai mulți, mulți artiști din toată țara vin. Dacă doriți să participați ca și client, ar trebui să ne contactați înainte pentru a vă lua în calcul și a vă face programarea, să nu aveți surpriza că dacă veniți direct acolo și vă doriți atunci sprâncene, să nu mai fie niciun artist disponibil. În cazul în care doriți doar să vedeți despre ce este vorba, să vedeți cum arată rezultatul, să eventual să schimbați 2-3 păreri cu clientele pe care noi le vom avea acolo, sunteți bineveniți, binevenite. În data de 25 la ora 16 în curtea Universității Babeș-Bolyai din Reșița, la lângă salon Adnana Beauty, chiar la sediul Academiei Prestige. Mulțumesc, Carla. Mulțumesc eu.
Dragii mei, atât pentru astăzi. Carla Laslo, dermopigmentist. Dermopigmentist, stilist în realizarea sprâncenelor, este mai ușor în microblending, unul dintre cei mai renumiți dermopigmentisti, fără glumă acum, din Europa. Așa cum spunea Cristiana Voinea Bucuroșcu, avem aici la Reșița alături de noi, din păcate, adesea oameni de o calitate extraordinară, sunt atât de puțini cunoscut și uite, și pentru mine a fost o bucurie că te-am avut astăzi la microfon. Și pentru mine. Și îți mulțumesc, sunt convinsă că cele care vă vor călca pragul vă vor mulțumi și ei așa cum meritați. Succes! Mulțumesc! Dragii mei, voi rămâneți aici pe 105,6 FM pentru că urmează jurnalul orei 17 adus și astăzi de Tibi Adam, după care Casian Șerban va prelua emisiunea și vă va conduce într-un singur sens, în sens unic, pentru că este joi. Și pentru că va veni cu siguranță mai repede decât credem și ora 18, Andreea Miroșu este pregătită și ea să vă ofere cântecul mândru popular. Rămâneți așadar pe Radio Reșița și nu veți regreta, aș cita un coleg de-al meu, dar până una alta accesați și site-ul nostru radioreșița.ro și desigur pagina noastră de Facebook, pentru că puteți urmări în reluare și această întâlnire a noastră. Sunt Laura Scaverdea, am ajuns la final, rămâneți sănătoși, toate cele bune, mulțumesc! Sitting here, just watching you sleep.